Absolvenții ciclului gimnazial care au promovat examenul de evaluare națională încheiat recent și doresc să se îndrepte către o carieră preoțească au posibilitatea să se înscrie la Seminarul Teologic Sfântul Francisc de Assisi din Roman, unde în luna iulie se va desfășura cea de-a doua etapă de admitere la profilul Teologie Catolică. Salut telespectatorii dumneavoastră cu salutul nostru franciscan, pace și bine. Suntem la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francisc de Assisi și fac o prezentare generală, o prezentare de ansamblu al liceului nostru. Liceul nostru se află în Urbea Romașcană și specializarea noastră este teologie romano-catolică. De anul trecut avem o nouă specializare, pedagogie, învățători, educatoare. În plan de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017 am obținut de la Inspectoratul Școlar Județean Neamț o clasă pentru teologie romano-catolică însemnând 28 de locuri și pentru pedagogie 28 de locuri. Practic sunt două clase. Am avut o primă etapă în luna mai de admitere la liceul nostru vocațional, atât pentru teologie cât și pentru pedagogie. Țin să precizez aici că la pedagogie s-au ocupat toate 28 de locuri, la teologie s-au ocupat 15 locuri. Cea de-a doua etapă de admitere la clasa de teologie pastorală dedicată doar absolvenților de gimnaziu băieți se va desfășura la sediul din Roman al Seminarului Teologic Franciscan Sfântul Francisc de Assisi în zilele de 20 și 21 iulie. A doua etapă, în luna iulie, practic, pe 20 iulie e înscrierea pentru cei care doresc la teologie romano-catolică și aici mă refer la băieții care doresc să urmeze un seminar. În cadrul seminarului nostru se face liceul. Mai avem 13 locuri pentru cei care sunt interesați și aici avem și formă de internat cu programul nostru intern, cu regulamentul nostru intern. Este evident ghidați fiind de regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Pentru cei care doresc pentru a doua etapă la teologie, pe 20 este înscrierea, 20 iulie, ca să fiu precis, anul curent, și pe 21 iulie se desfășoară probele de aptitudine. Candidații care doresc să bată la porțile preoției vor trebui să ia legătura cu preotul paroh al localității de domiciliu pentru a beneficia de o recomandare din care să rezulte situația familială a candidatului și al rezultatelor sale școlare. La micul cateism, mica Biblie și probele de aptitudini muzicale. Pentru cei care sunt interesați, pot lua legătura cu Părintele Paroh, de unde provin. Ei au nevoie și de o caracterizare din partea Părintelui Paroh, adică pe noi ne interesează situația familială a părinților și a lui personal. Și avem un material, dacă ei doresc, spuneam că atât pe site-ul nostru, liceulfranciscan.ro, pot lua anumite detalii sau prin intermediul Părintelui Paroh. Elevii admiși la secția de religie catolică beneficiază de o bază materială foarte bună. 8 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică, o sală de spectacole tip amfiteatru, o sală de sport, o bibliotecă școlară cu 3000 de volume, un internat unde este obligatoriu ca elevii să locuiască în timpul anului școlar, o cantină și un teren de sport. Seminarul Teologic Franciscan este amplasat în Roman, județul Neamț, strada Ștefan cel Mare, numărul 268B. Relații suplimentare le puteți obține la numărul de telefon 0233 741 421.